În timp ce țara fierbe și în partidul lui Vlad Țepeș se dau bătălii interne cu răsturnări de președinți și acuzații de trădare și fraudă financiară, președintele formațiunii nemțene, Sorin Kazan, a explicat situația explozivă din partid și deciziile de excludere a președintelui Bogdan Iaconu. Că țara fierbe fierbește PRU de foarte mult timp și pe data de 4 februarie, la ora 17, a avut loc un birou permanent național, unde au participat majoritatea membrilor PPN, la acest birou național și au luat mai multe hotărâri înțelepte pentru viitorul acestei formațiuni care s-a dorit a fi naționalistă și între timp, înainte de alegerile parlamentare, a devenit o formațiune penalistă, din naționalistă în penalistă. A fost un partid care a adunat în jurul lui marea majoritate a politicienilor cercetați penal de pe eșchierul politic pentru a putea candida. Nu au putut să găsească alt partid decât cu acordul fostului președinte Bogdan Diaconu, la momentul ăla deputat și președinte al partidului, și a dat acordul pentru a veni toți oamenii care au probleme din alte partide. Nu știu de ce a fost de acord să candideze pe listele noastre și de la o creștere frumoasă pe care o aveam în campanie, după 2 săptămâni de zile a venit de la centru dumnealui cu acel slogan bunăstare, nu dosare și amnistie penală și de la un prognozat 10-12% ne-am dus la 3%. Biroul Național al PRU a decis cu 14 voturi din 22 demiterea lui Bogdan Diaconu și preluarea interimară a funcției de către un prim vicepreședinte al partidului până la organizarea unui congres care va decide unificarea partidelor naționaliste din România. Ca atare, Biroul Permanent Național a prezentat o moțiune Partidul România Unită încotro, care a fost semnată de 14 membri ai Biroului Permanent Național din 22, dintr-un număr de 22, și s-a cerut demisia, s-a votat demisia, demiterea președintelui Bogdan Diaconu, a fost numit, ales pe postul de prim vicepreședinte care era vacant, domnul Robert Bugă, un tânăr de 28 de ani, doctorand în economie, care până la congresul care va avea loc va deține și funcția de președinte, pentru că prim vicepreședintele are funcție de președinte atâta timp cât nu există președinte. Și a mai fost ales un purtător de cuvânt în persoana domnului avocat Dumitru Pădrăgan, vestitul avocat de la Clubul Bambu, dacă vă aduceți aminte, și un consiliu de 5 persoane, un comitet de 5 persoane, care să negocieze cu celelalte partide naționaliste de pe eșichierul politic național pentru a forma la Congres un singur partid național la nivel național. Liderul nemțean recunoaște că în teritoriu s-a muncit enorm pentru intrarea în Parlament a PRU, ratată prin acțiunile iresponsabile ale președintelui Bogdan Diaconu, care perora cele mai înălțătoare idealuri naționaliste a unei țări aflată, din păcate, pe punctul de a fi destrămată de o luptă politică idiotă care antagonizează în aceste zile un popor întreg.